rubrică susținută de CIF. Suntem alături de Cezara Munteanu, food vlogger, și astăzi ne jucăm cu orezul. Una dintre cele mai des întâlnite garnituri. Adevărat, și astăzi vreau să vă dau o idee cum să transformați orezul într-o garnitură deosebită și foarte bună. Eu trebuie să recunosc că am traume cu pilaful din copilărie. Nu-mi place absolut deloc pilaful și nu-mi plăcea să-l mănânc. Te forța să-l mănânci? La grădiniță, și aveam impresia că nu-mi place orezul, dar iată că am crescut, am devenit food blogger și am început să testez tot felul de rețete și astăzi vin la voi cu o idee de orez cu arahide, orez cu unt de arahide. E foarte simplu de făcut, așa cum am obișnuit, nimic complicat. Avem nevoie de un pic de ceapă, un pic de morcovel pentru gustul așa dulceag, de orez, bineînțeles. Puteți să folosiți ce fel de orez doriți dumneavoastră. Eu astăzi am folosit unul brun. De asemenea, dacă cumva v-a rămas de la o altă masă orez fiert, să știți că la această rețetă puteți să-l folosiți. Oricum v-am lăsat și pe canalul de YouTube toate ingredientele cum trebuie făcut. Folosim și un pic de sos de soia, unt de arahide, credeți-mă că o să-i dea o aromă cu totul deosebită. Nu-l îndulcește prea tare? De fapt, nu neapărat, că el nu e dulce, da. Nu e dulce și o să avem sosul de soia care e sărat. O să punem și un pic de sare pentru gust. Și acum vreau să o rog pe Ilona să mă ajute să facem un plating drăguț. Hai că ăsta e pastă. Și o să facem așa, luăm acest căpăcel și îl umplem cu orez de aici din tigaie pe care noi l-am pregătit în prealabil. Iar eu între timp o să toc un pic de pătrunjel. Practic asta e rezultatul final. Aici trebuie să ajungem ce facem noi acum. Exact, vedeți, se vede morcovul, orezul, un pic de unt de arahide, pătrunjel și un pic de piper pe roșu. Ei, și Ilona, trebuie să... Din experiența ta, apeși acolo. Cum e cel mai bine gătit orezul? Cum putem să facem un orez bun? Un orez bun? Iată că după ce am trecut peste trauma pilafului, mi-am dat seama că orezul nu este complicat de gătit. Practic, la o cană de orez, eu de obicei pun două căni de apă, pentru că nu ne place nici să fie prea moale. Ilona, dar mai pune cu încredere, da? Mai mult. Cred că ai apăsat prea tare, nu o să mai pice. Ia să mă gândesc și eu. Nu, eu zic că o să meargă. La o cană de orez, două căni de apă. Da, exact. Cel puțin la orezul brun. Dacă nu, cel mai bine e să urmați și instrucțiunile de pe cutie, slavă cerului că acum există, pentru că există multe, multe tipuri de orez, dacă vreți să faceți risotto. La pungă, exact. Orez prefiert. Și că am văzut oameni care desfac cu pungă aia și pun orezul din pungă în ăla, în loc să pună cu tot cu pungă. În loc să pună... Da, eu așa la pungă se pune punga cu totul. Se fierbe cu totul, cu tot cu exact. Pungă. Și așa, și pungă și pune orezul. Deci fii atentă că îl pun, da? Facem așa. Stai că am emoții, lasă-mi. Și eu am emoții. Dei, dar să nu... Așa, exact. Bun, întoarce-l. Și de una. Perfect. Stai, și așteaptă acum. Așa, și ne rugăm la el să iasă frumos. Când, da? Când erai mică, orezul tău era lipit? Că al meu era lipit. Era așa și... ce frumos! Bravo. Nu vreau să crede, la vară mergem la mare, și să știi. Și acum pune un pic de pătrunjel. Mamă. Și vedeți, și Ilona credea că nu se pricepe la gătit. Iată că, de fapt, este foarte bună la așa ceva. Și așa cum am obișnuit, oricine poate să-și facă de mâncare. Hai să nu-l numim gătit. Un pic de... Da, mă, ca să-i dea un pic de... Eu un aranjat în farfurie, punem și un pic de... arahide aici deasupra. Stați că ea vrea să mai adauge și ceva culoare și eu vreau să văd dacă exact, avem un pic de... culoare, asta e lipsa. Așa, piper. Da. De obicei îmi place să folosesc și piper roșu pentru nuanța frumoasă. Așa, îți dau ei, piper și mâna. Da, tot vreau să zic, încă și mâna Ilonei. Extraordinar. Măi, Ilona, nu exagera că îl faci desert. Ia așa, și mai punem un pic de piper. Și iată cum i-am dat un vârf acolo de care culoare. Poate la început poate suna plictisitor, se transformă în ceva foarte, foarte delicios. Și acum, bineînțeles, o să-l rugăm pe Cuza să guste. Bineînțeles. Nu? Hai, Cuza. Trebuie să arată foarte bine. Să zică cum a fost. Poate să-l guste fără să-mi strice plating-ul? O să sigur că da, te încerci așa dintr-o bucățică. Să vedem cum... Mi se pare o idee foarte bună să facem și acasă treaba asta. Ai emoții? Nu. Ai încredere în ce am făcut? Am încredere în tine. Ia. Ok, hai să vedem. Nu strica plating-ul. Mi se pare tare să faci treaba asta și acasă. Nu am cum altfel, că trebuie să rup puțin. Așa. Pentru că se spune că prima dată mâncăm cu ochii. Și cu cât facem mâncarea mai respectuoasă acasă, cu atât... Lasă-ne cu teoriile astea. Ce să zic? Ia să vedem. Cezara, e bun? E foarte bun. Gustă și tu. Da, o să gust, lasă, că gust după aia. Dar cred că e bun. Stai că uite, gust. Alunele chiar au un rost și dau un gust foarte... Da, eu de obicei când mănânc arahide, dacă iau una, nu mă pot opri și vreau să vă zic că așa e și de fiecare dată când fac acest orez, iau o linguriță și după aia vine să mănânc toată tigaia. E foarte bun. Minunat. Mulțumim frumos, Cezara. Cezara, te mai așteptăm și cu alte idei. Dragilor. Din astea simple și gustoase. Plecăm din bucătăria de vară și mergem în bucătăria din interior. Bun. Așa este, Cuza. Noi aici ne-am apucat de treabă pentru că, dragilor, nu trebuie să vă mai fie teamă să gătiți. Haideți să
reinventăm gătitul, nu? E mult mai simplu. Exact. Oricine poate fi un bucătar fără urme, pentru că acum avem CIF. Iată, da, să zic, stai puțin. Pentru că eu acum am terminat de gătit, am făcut musacaua terminată, doar trebuie să o bag la cuptor, o să o iau de aici repede, să o mut în spate. Da. Și pentru că sunt inspirat dintr-un film pe care l-am văzut aseară și vreau să fiu așa, bucătar fără urme. Așa. Dar și mie, te rog, nu folosi numai tu. Hai, te rog frumos. Vreau să curăț atât de bine bucătăria încât tânduțul nici nu să-și dea seama când o să vină luni, aici că am fost la emisiune, pentru că el sigur nu o să uite. Am dat frumos pe aici. Da, ideea este că și trebuie... Și ce vreau să zic, mă vezi? Nu am mănânci în mâini. Și de ce? Pentru că CIF este făcut doar cu ingrediente din surse naturale și asta îmi permite să fac ce vreau că eu în bucătărie, nu? Asta înseamnă că puteți să gătiți foarte relaxați, pentru că după puteți să curățați foarte lejer, aveți deja un partener de încredere, el este CIF și vă ajută să faceți bucătăria ca și nouă și să fiți fiecare dintre voi, evident, bucătar fără urme. Mamă, o să mă iubească nevastă mea acum acasă. Eu o să rup. Hai! Rubrică susținută de CIF.